Peste 15.000 de euro s-au strâns aseară la concertul caritabil După Datin Colindăm, organizat de Asociația Studenților Teologi Ortodoxi. Evenimentul a avut loc la Biblioteca Națională a României și a adunat peste 2.500 de spectatori. Banii vor fi donați Caterinei Dima, fetița de 12 ani a părintelui Nicolae Dima, care are nevoie urgentă de recuperare medicală în străinătate. Concertul caritabil După Datin Colindăm, organizat de voluntarii Asociației Studenților Teologi Ortodoxi, a ajuns anul acesta la cea de-a 12-a ediție. Evenimentul a adus în fața spectatorilor grupul vocal Eteros, corul Asto și grupul Psaltic Tronos. De asemenea, în cadrul concertului, actrița Ana Calciu a susținut două recitaluri. Noi vă zicem să trăiți, Hristos s-a născut. Păi de început cuvântul ce a creat pământul, astăzi se naște în iesme, haideți să dăm de veste. În seara de Crăciunul cântăm pe Domnul bunul, ce-a mântuit pământul și-a curățit tot gândul. Iisus, bine ai venit, s-a născut pe pământ și ne-a izbăvit. Te cântăm, te slăvim, Iisus, bine ai venit. Anul acesta, concertul i-a fost dedicat Ecaterinei Dima, fetița de 12 ani a părintelui Nicolae Dima de la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi din București, a fost operată pe creier în urmă cu câteva săptămâni, iar acum are nevoie urgentă de recuperare neurologică. Cine este el pentru noi toți? Tatăl. Ce suntem noi pentru el? Fii și fiice, suntem copiii lui. Aha! Păi, asta ne dă și curaj ca să ne rugăm lui Dumnezeu. Tratamentul poate fi făcut doar în străinătate, întrucât singura clinică din capitală unde ar fi putut urma recuperarea este închisă în perioada sărbătorilor. Costurile procedurilor medicale însumează peste 90.000 de euro. De ce Germania și nu România? România, în primul rând. Dar în România, în București mai exact, există un singur centru de recuperare neurologică pediatrică, numai că acest centru, surpriză neplăcută pentru noi și pentru alții ca noi, se închide de sărbători, dacă vă vine să credeți. Pur și simplu, timp de 2 săptămâni sau, nu știu, 3 săptămâni, ei sunt închiși. Costurile tratamentului, pentru o perioadă de 3 luni, se ridică la aproximativ 91.000 de euro. În afară de suma aceasta, ni s-a spus că trebuie să ne așteptăm și la alte costuri. Este vorba despre costuri de tratament imprevizibile deocamdată. La concertul de aseară, donațiile spectatorilor au însumat numai puțin de 15.000 de euro. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, prezent la eveniment, a anunțat că preafericitul părinte patriarh Daniel a oferit 5.000 de lei pentru tratamentul Ecaterinei. Aduc cuvânt de binecuvântare și de felicitare din partea preafericitului părinte patriarh Daniel. Preafericirea sa, în spirit de comuniune cu Ecaterina Dima, trimite o contribuție personală de 5.000 de lei, îndemnându-ne și pe noi să facem la fel, sau dacă nu putem face la fel, să arătăm aceeași dragoste pentru cei care se află în încercări. Mântuitorul, între altele, ne-a spus că cine face unuia dintre cei prea mici ai mei, mie mi-a făcut. Dacă suntem solidari, arătăm că aceste semințe ale Evangheliei rodesc și uneori ele rodesc de plin. Evenimentul de aseară nu ar fi fost posibil fără implicarea voluntarilor Asociației Studenților Teologi Ortodoxi. Concertul din seara asta a fost neașteptat de frumos, au venit foarte mulți oameni, au răspuns chemării noastre de a o ajuta pe Ecaterina, de a o sprijini.
să se facă bine. Și sunt convins că a ajuns la foarte mulți oameni această veste. Dovada a fost clădirea plină de oameni, dar și scena. Și grupurile care au venit în seara asta să ne colinde au făcut-o cu bucurie și din inimă. S-a simțit asta, că a ajuns de la inima lor, prin vocea lor, la inima oamenilor. Și sperăm prin asta să ajungă și la Ecaterina. Pe parcursul serii, atmosfera a fost animată de Daniel Buzdugan, cel care a prezentat evenimentul, îndemnându-i la rândul său pe spectatori să fie solidari cu Ecaterina. Mă bucur tare mult că am simțit colinzile alea adevărate românești. A fost o reîntâlnire cu colinzile românești. Cum ți se pare această idee de a concerta pentru un caz? Minunată, minunată. Și, cum să zic, atât de frumoasă, pentru că intrarea la concert s-a făcut fără bani, pro bono. Cred că ar trebui data viitoare, părerea mea, data viitoare, că e multă lume care vrea să vină la concert, să vină și cu bilet. Cei care doresc să o ajute pe Ecaterina să se recupereze, o pot face donând în conturile afișate pe ecran. În anul acesta...